am terminat primul șir. Deci este încheiat, arată foarte bine, doar că am chestia asta în plus aici și mi-am dat seama de ce, dar eu o să o ascund în, pe dos în lucru, ar fi trebuit să pornesc pe ochiuri de lanț și să mă întorc pe ele, nu să fac circular. Pentru că mi-am dat seama, la al doilea șir trebuie procedat exact la fel. După ce am încercat o grămadă de modalități, să știți că am făcut și desfăcut de vreo 5 ori, cred, că nu-mi dădeam seama cum trebuie prins, prindeam greșit, prindeam de partea aceasta și tocmai de aceea trebuiau prinse pe ochiuri de lanț. O să pornesc cu firul în continuare, exact de rând, de la îmbinare, de unde am terminat, da? Aici este îmbinarea între cele două semicercuri, de aici pornesc. Și fac 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. 6 ochiuri de lanț, încă 3 care țin loc de un prim picioruș și voi face piciorușe duble pentru că următorul șir de semicercuri va fi mai mic, va avea doar câte 9 piciorușe, deci pe 9 vor fi câte 9 secvențe. Deci am 2. Eventual, nu eventual, o să mulțesc pe parcurs pe aici, pe, la mijloc. Deci 3, 4, 5, fac unul în același loc, 6, 6, 7, 8 și al 9-lea. Ia să prind eu exact ambinarea aici. E important să vă încapă 9. Da? 9 piciorușe duble. Și pentru că este în vecinătate, deci fără pauză, nu avem scobitură, prindem direct cu piciorușa alunecat. Deci după primul picioruș de picioruș, după primul rând de piciorușe duble. Acum, 3 ochiuri de lanț. Întoarcem. Încă un ochi de lanț de departajare. Deci regula, modelul este exact același pe care l-ați lucrat până aici. Deci piciorușe duble simple, rândul 2, piciorușe duble cu un ochi de lanț, rândul 3, piciorușe duble cu 2 ochiuri de lanț, rândul 3, piciorușe duble cu 3 ochiuri de lanț. Deci exact același model. Doar că avem secvențe mai puține. Pornim pe 9, o să avem câte 9 piciorușe duble. Deci acesta este primul, care e deasupra primului picioruș. Și pornim deasupra celui de-al doilea. La sfârșitul rândului trebuie să avem 9, le numărăm de fiecare dată. 9 piciorușe duble cu un ochi de lanț între ele. Continuăm. Deci m-am dus până în capăt cu 9, deci inclusiv ochiurile de lanț. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al 9-lea l-am făcut pe, în al 3-lea ochi de lanț aici. M-am întors, 3 ochiuri de lanț, încă 2 de departajare. Așa, și avem 9 piciorușe duble cu câte 2 ochiuri de lanț, deci al 3-lea rând de model. Avem deci 2, 4, 6, 8, 2 ochiuri de lanț și al 9-lea îl facem în al 3-lea ochi de lanț aici. Și avem 9. Și ne prindem de următorul vârf cu piciorul alunecat. Următorul rând va fi cu 3 piciorușe, cu piciorușe duble cu 3 ochiuri de lanț între. Deci 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș deasupra primului acestuia și încă 3 ochiuri de lanț de departajare. Întoarcem. Sper că n-am ieșit din cadru. Picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu, 2, 3, deci vom avea la sfârșitul rândului 9 piciorușe duble, numărând și ochiurile de lanț de aici, cu 3 ochiuri de lanț de departajare. Și la sfârșitul acestui rând, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ochiuri de lanț și al 9-lea
Deci îl facem în al treilea ochi de lanț. 1, 2, 3, întoarcem și procedăm, deși avem 9, procedăm exact ca și la semicercurile anterioare. Facem 4 piciorușe duble aici, e singurul rând în care începutul de rând nu seamănă cu sfârșitul de rând. Pentru că la începutul rândului, la toate semicercurile, avem cele 3 ochiuri de lanț, care nu se regăsesc la sfârșitul rândului. Da? La sfârșitul rândului încheiem doar cu 4, deci nu cu 5 ca aici. Da? Continuăm. Și la sfârșitul rândului, acum mai aveam încă o grupă, ne-am ajuns exact la sfârșit, deci al 4-lea, asta e penultima grupă. Acum facem ultima grupă. 1, 2, 3 și cum procedam la semicercuri, al 4-lea în 1, 2, în al 3-lea ochi de lanț de aici. Și am făcut al 4-lea, da? Exact cum vă spuneam, nu se regăsește cel de, adică ochiurile de lanț, dar la toate celelalte semicercuri ați făcut exact la fel. Și, bineînțeles, pentru că am ajuns în marginea asta, trebuie să ne prindem cu piciorul și alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem. 3 ochiuri de lanț țin loc de primul picioruș deasupra primului aici și pornim exact ca la celelalte. Deci, în următorul picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, sărim 1, în următorul picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, deci identic care la celelalte semicercuri și ne întoarcem cu vârfurile și procedăm exact ca la restul semicercurilor, nicio diferență, doar că avem mai puține, atâta tot. Continuăm și ne întoarcem. Și am făcut și ultimul vârf, cum i-am spus eu, le-am spus vârfuri la acestea. Și ce este important, la rândul anterior, unde am avut piciorușe duble cu 2 ochiuri de lanț, la rozetele, la semicercurile mari, am avut 26, da? 26, inclusiv cele două de la început. Aici, pentru că, și pentru că am pornit pe 13, aici, pentru că am pornit pe 9, trebuie să avem 18. Este important pentru că altfel nu vă iese modelul. Deci, la rândul anterior, unde am făcut, deci, piciorul dublu, 2 ochiuri de lanț și am sărit 1. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, da? Cu cele de la început. Apoi, vârfuri, în timp ce la semicercurile mari am avut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vârfuri, aici vom avea doar 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este important, v-am spus, ca să poată să iasă modelul, că altfel nu iese dacă nu respectăm astfel de detalii. Vă spun sigur pentru că eu am încercat și doar pentru că am prins un picuț diferit și nu mai ieșea. Așa, bun. Acum, deci facem un ultim picioruș dublu în al treilea ochi de lanț aici. Și facem o ultimă prindere. În felul acesta am terminat un semicerc mic, pentru că voi avea, am avut 7 mari, vom avea 14 astfel de semicercuri. Uitați, 1, 2, 3, în al 4-lea s-a terminat, în al 4-lea vârf. De aici vom porni următoarea rozetă și va trebui să păstrăm exact aceeași regulă, doar că de la rozeta următoare, de la aceasta, vom prinde și pe o parte și pe cealaltă. Deci prindem și de rozeta aceasta anterioară, dar prindem și de bază. Aici, pe partea aceasta, vom prinde, vom respecta aceiași pași pe care i-am respectat aici și la întoarcere vom prinde de partea astălaltă. E singura diferență. Și exact pașii pe care îi fac la rozeta aceasta se vor repeta semicerc după semicerc până la final. Până la ultima prindere. Deci la ultima prindere acolo o să vă mai arăt, pentru că trebuie să prindem de asta de la început. Deci, cum am făcut? 1,
2, 3, 4, 5, 6, nu? Așa am făcut aici inițial. Am făcut 6 ochiuri de lanț și ne-am întors cu piciorușe duble. Dar 6 ochiuri de lanț, mă prind, ne prindem de, sărim un vârf, da? De vârful următor, deci prindem, întorc, așa, 3 ochiuri de lanț, care țin loc de un prim picioruș dublu, și ne întoarcem pe ochiurile de lanț. Așa am făcut aici, da? Trebuie să respectăm exact aceiași pași, pentru că noi trebuie să terminăm tot în partea aceasta. Deci unde terminăm primul rând de piciorușe duble, pe partea aceea trebuie să și încheiem cu rândul cu vârfurile. De aceea este important. Da? Și aici ne-am dus cu ochiurile de lanț și ne-am întors și ne-am prins de primul vârf. Așa vom proceda și acum. Deci 3 ochiuri de lanț și facem 9 piciorușe duble. Deci avem 2 cu cele 3 ochiuri de lanț. 3... 4, 5, 6, 7, 8 și al 9-lea, aici de unde am pornit în primul ochi de lanț, da? Ca să se fixeze frumos. Și prindem prima dată cu piciorușul alunecat aici, da? De primul vârf. Continuăm. 3 ochiuri de lanț și încă unul de departajare. Rândul 2 este cu un ochi de lanț între piciorușele duble. Continuăm din deasupra, de suntem deasupra primului picioruș, de la al doilea. Pentru că trebuie să avem 9. Cu 9 am pornit, 9 trebuie să avem. 2, 3 ochi de lanț, 4 ochi de lanț, 5 ochi de lanț, 5, 6 ochi de lanț, 7, 8 de lanț, 8 deasupra penultimului picioruș, ochi de lanț și punctul acela important, 9, și deasupra celui de-al treilea ochi de lanț, al 9-lea. Și ne prindem, suntem în partea asta, ne prindem și pe partea și pe cealaltă. Prindem cu piciorușul alunecat. Rândul următor. 1, 2, 3 ochiuri de lanț cu 2 de departajare. Și în total sunt 5. Ne întoarcem. Facem piciorușele duble. Deci primul avem, da? Deasupra primului. Ne ducem deasupra celui de-al doilea. 2, 2 ochiuri de lanț, 3, 2 ochiuri de lanț, 4, 2 ochiuri de lanț, 5, 2 ochiuri de lanț, 6, 2 ochiuri de lanț, 7, 2 ochiuri de lanț, 8, 2 ochiuri de lanț și al 9-lea. În al treilea, ochi de lanț, aici. Am ajuns în margine, ne prindem de următorul vârf. Următorul rând, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș și încă 3 ochiuri de lanț de departajare. Întoarcem. Vedeți, se prinde în același timp și de bază, de semicercurile mari, dar și de semicercul abia făcut. Deci avem primul deasupra primului, deși este tras un picuț pentru că este prins, dar acesta corespunde primului, da? Ne ducem deasupra celui de-al doilea, pentru că trebuie să avem 9 piciorușe duble, este important. 3 ochiuri de lanț deasupra următorului.
3 ochiuri de lanț. Deci avem 3 deja. Al patrulea, 3 ochiuri de lanț, al cincilea, 3 ochiuri de lanț, 6, 3 ochiuri de lanț, 7, 3 ochiuri de lanț, 8, 3 ochiuri de lanț și aici al 9-lea, în al 3-lea ochi de lanț, deci 1, 2, în al 3-lea ochi de lanț aici. Am făcut al 9-lea, deci trebuie să avem 9, da? Bun, acum ne unim în vârful următor cu piciorul și alunecat. 3 ochiuri de lanț. Acum avem rândul unde facem câte 4 piciorușe duble. Deci, 1, unde la început de rând avem ochiurile de lanț, deci e singurul rând unde nu seamănă începutul cu sfârșitul, pentru că avem ochiurile acestea de lanț. La încheiere nu mai facem încă piciorușul acesta în plus. Deci v-am încheiat doar cu 4. V-am repetat asta la fiecare secvență. Deci câte 4 în fiecare, până la finalul rândului. Și apoi ne unim cu vârful următor. Continuăm. Am ajuns la ultimul spațiu, aici unde au fost ochiurile de lanț. Facem 1, 2, 3 și al patrulea, în al treilea ochi de lanț aici. 4, unim cu piciorul și alunecat. 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș deasupra primului, deci e identic cu modelul de anterioare, pornim de deasupra celui de-al doilea, mai facem un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, sărim unul, următorul, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, sărim unul, în următorul, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. Și astfel continuăm până la sfârșitul rândului, unde ne vor ieși, inclusiv cu ochiurile de lanț, 18 astfel de piciorușe duble, ultimele două vor fi unul lângă altul, la fel ca și primele două. Și la sfârșitul acestui rând, deci mai facem, sunt la ultimul picioruș, penultimul de fapt, ne vă mai arăt încă o dată, deci cu două ochiuri de lanț și ultimul, deci imediat lângă, fără ochiuri de lanț. Și facem o ultimă prindere de semicercul mic, un singur ochi de lanț, întoarcem și din primul spațiu de aici facem vârfurile. Deci perechile de câte două piciorușe duble cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Alături piciorul scurt. Ultimul rând de la semicerc. Continuăm până în capăt, unde vom face o ultimă prindere. Și am ajuns la sfârșitul rândului. Am făcut ultimul vârf, ultimele perechi. Deci voi face deci piciorul dublu în al treilea ochi de lanț aici. Așa se prind două fire, că nu-mi place când se prinde unul singur. Și acum vom prinde, deci în următorul vârf, dar următorul vârf este intersectat cu primul de la primul rând de aici, da? Și o să bag și o să prind cu piciorul și alunecat între ele. Ia să vedem dacă vine bine, dacă bag, ca să prind și din una și din alta. Ia să vedem dacă se așează bine. Da, și vine bine. Vine bine. Bun. Și în felul acesta am terminat cea de-a doua rozetă. Uitați că se așează super, super bine. De aici încolo repetăm. Deci, prima pornire am pornit-o exact dintre secvențe, unde suntem exact la momentul ăsta. Da? Deci facem ochiuri de lanț, prindem în următoarea
și procedăm exact cum am procedat la aceasta. Deci prindem și pe o parte și pe alta. Deci ne ducem cu ochiurile de lanț până aici. Când ne întoarcem cu piciorușele duble, cele 9, prindem deja de prima de aici. Apoi ne întoarcem, prindem de următoarea și așa mai departe, dus întors până la ultimul semicerc, unde o să vă arăt că trebuie să ne prindem de partea aceasta de început, exact cum ne-am prins și la rozetele mari. Eu sper că am fost suficient de clară. Dacă mai aveți neclarități, neînțelegeri pe undeva, bun ar fi să reluați video, să vă uitați de mai multe ori, să știți că și eu până am găsit calea aceasta a durat un picuț, mi-am bătut un picuț capul, aveți și voi răbdare, bateți-vă și voi un picuț capul, eu v-am arătat. Dacă se întâmplă undeva să nu prindeți, încercați de mai multe ori, până la urmă tot trebuie să vă iasă. Important e, deci prima rozetă o pornim de la rozetă, semicerc, de la îmbinarea a două, de acestea mari, eu am pornit exact de unde am terminat, pe după rândul unde am terminat. Deci se termină în dreptul 1, 2, 3, 4, în dreptul celui de-al patrulea vârf se termină prima rozetă și apoi rozetă, semicerc următor, mi-a zis Elena că ea în rozetă, i-a spus rozete după ce îi spusesem semicerc și gata, în creierul meu rozeta a rămas. Așa, și cea de-a doua se termină aici. Acum, următoarea, a treia se va termina, 1, 2, 3, aici, în al patrulea, a treia. A patra se va termina exact la îmbinarea din următoarele două, da? Și așa continuăm unul după altul, făcând exact cum v-am arătat eu la prinzând și de o parte și de alta, da? Dar primul și cel mai important sunt ochiurile de lanț, deci aici, unul, chiar așa larg, două, trei, patru, cinci, șase și ne prindem, deci sărim un vârf, următorul, piciorul și-a alunecat. 1, 2, 3, acesta ține loc de un prim piciorul și pornim cu cele 9 și ne și prindem de vârful, de primul vârf de aici, da? Continuăm. Exact cum am făcut și la rozeta următoare. Sper că v-a fost clar. Ane, îmi place fantastic de mult cum iese. Sigur o să iasă, acum sper să-mi ajungă și firul. Am pornit cu atât de mult elan. Continuăm, dragilor. Și am lucrat, dragile mele, semicerc după semicerc sau rozetă după rozetă. Deci la primul rând am avut 7, aici făcând câte 2 în dreptul fiecărui semicerc de pe rândul anterior, mi-au ieșit 14. Deci el este ușor deformat în momentul când iese din mâini din lucru, dar la final, dacă dăm cu un picuț de abur și așezăm, el o să arate perfect, să știți, vă garantez lucrul acesta. Cu un picuț de abur de la distanță, fără să călcăm, să presăm, ca să nu deformăm, ci pur și simplu să așezăm lucrul, să așeze, uitați că dacă eu trag de el și îl așez, să se fixeze. Ori așa, ori spălat, dar el nefiind, nu o să iasă perfect cloș, atunci e mai greu să-l așezăm pe o suprafață plană. Atunci aburul de la distanță este soluția cea mai bună. Deci așezat, dat cu abur de la distanță și el rămâne perfect exact așa, cum îl, sau după ce e spălat iarăși așezat, dar nu, că și acolo că nu e suprafață plană, deci cu abur, exact cum am făcut eu de-a lungul timpului la majoritatea proiectelor mele croșetate. Dar fără să punem la bumbac, e mai puțin pretențios, deci peste bumbac putem pune chiar direct fierul, dar la acril, la lână, e cel mai bine de la distanță pus abur și fixat, lăsat ca să se fixeze bine lucru. Așa, și am ajuns la ultimul semicerc, ultima rozetă, pe care trebuie să o prindem, deci ultima de prima. Și urmărim și vedem cum au fost făcute prinderile anterior. Deci vedem că pe margine rămân 1, 2, 3 vârfuri, în al patrulea e prins exact între ultimele două rânduri, da? Aici. Bun, deci am 1, 2, 3, am 1, 2, 3 vârfuri, aici picioruș scurt, deci la al patrulea vârf, deci facem primele două piciorușe, așa că am firul pe dedesubt,
Deci am făcut două piciorușe duble, un singur ochi de lanț și facem prinderea, am zis, exact aici, între primele două rânduri, ultimele de fapt. Uitați, piciorușa alunecat. Nu, nu-mi place așa, deci de pe dos. Ia să vedem. Da, e mai bine. Încă un ochi de lanț. Deci de pe dos sau de pe față. Ia să vedem dacă îmi place cum vine. Chiar nu mai știu cum am făcut la partea cealaltă. Ia să vedem dacă vine bine. Da, vine bine așa. Vine perfect. Bun. Deci am făcut cele două piciorușe duble, un ochi de lanț, m-am prins de partea asta, încă un ochi de lanț, două piciorușe duble. Exact aici, uitați, deci am 1, 2, 3 în dreptul celei de-a patra. Da? Am două piciorușe duble, e prinderea, ochi de lanț, prinderea, încă un ochi de lanț, două piciorușe duble, da? Trebuie să imităm prinderea, deși e la, adică unim prima cu ultima parte. Acum, următoarea prindere, următoarea prindere, deci după piciorușul scurt, la vârful următor, deci între rândul cu 3 ochiuri de lanț și rândul cu 4 piciorușe duble, exact între ele aici. Bun, deci picioruș scurt în următorul spațiu, următorul vârf, deci 2 piciorușe duble, un ochi de lanț, deci am zis, între rândul cu 3 ochiuri de lanț și cel cu 4. Deci aici voi face prinderea, exact aici. Și am zis că o fac de pe dos. Da, să prind două fire. Uitați aici. Așa, piciorușa alunecat, încă un ochi de lanț și celelalte două piciorușe duble. În următorul spațiu, picioruș scurt. Următoarea prindere. Următoarea prindere. Deci, între rândul cu un ochi de lanț, între piciorușe, și rândul cu două ochiuri de lanț, între piciorușe. Bun. Deci, picioruș dublu. Picioruș dublu. Ochi de lanț. Prinderea, deci între rândul cu un ochi de lanț și cel cu două, deci aici. Încă un ochi de lanț și încă două piciorușe duble. Unu și încă unul. În următorul spațiu, piciorul scurt. Mai am o prindere exact la baza primelor piciorușe duble. Uitați, următorul vârf. Două piciorușe duble, un ochi de lanț. Deci la bază, sub rândul, deci exact aici, de unde am început, la baza lor, la prindem două fire, este important ca să așeze bine, încă un ochi de lanț și încă două piciorușe duble pe partea pe care am lucrat până acum. Picioruș scurt în următorul spațiu și acum avem un vârf pe interiorul arcului și apoi prindem la începutul șirului cu piciorușe duble. Deci următorul vârf e pe interior, deci o să, e fără prindere, deci două piciorușe duble. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble.
Acum, aici, piciorul scurt și prindem la începutul, am zis, la începutul șirului cu cele 9 piciorușe duble. Exact aici, la început. De unde am început? Așa, încă unul de lanț și tăiem firul. L-am lăsat un picuț mai lung și gata. Uitați! Penderile, deci el arată exact la fel. Bine, acum am firele astea atârnate. Deci la început, aici, 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 da, e corect, e absolut corect, e bine. Acum următorul șir va fi, și voi porni de aici, îl voi face la fel ca primul. Și va acoperi, deci vom face, vor ieși 14 rozete de acestea cu câte 13, da? 2, 4, 6, 8, 10 cu 13. Bun, cum facem? Pornim pe ochiuri de lanț, exact cum ar fi trebuit eu să fac la început. Deci nu știu ce să fac. Să refac prima parte, să nu o refac, să o las așa, nici nu știu ce să fac. Prima parte, de fapt e exact începutul, doar începutul, pentru că nu trebuia să pornesc pe un cerc, ci doar pe ochiuri de lanț. Da, am mai spus lucrul ăsta și dacă tai tot, am mai zis în video. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin loc de un prim picioruș și din al patrulea, pornim și facem piciorușe duble. Deci, în două, deci am trei, mai fac încă unul, tot aici, am patru, cinci, șase, șapte, în același loc, 8, 9, 10, în același loc, 11, 12 și încă 1, exact la început aici. Deci important e să încadrați 13 piciorușe pe cele 8 ochiuri de lanț. Da? Și în felul acesta am început următorul șir. Deci am 13, vor să iasă, vor ieși rozetele mai mari, exact ca primul, ca la primul aici, da? Bun. Am ajuns la sfârșitul rândului, prindem de primul și continuăm exact același model, exact aceiași pași, prinzând de fiecare dată, după cum ați observat, la prinderi, sunt 4 prinderi. Deci o să terminăm, deci aici e prima prindere, a doua, a treia și vom termina aici cu a patra. Începem următoarea rozetă cu 13. Deci o să vom face 8 ochiuri de lanț pe care facem 13 piciorușe duble. Da? Deci modelul este exact... 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă 1 de departajare. Deci exact același model, nimic diferit. Acesta e deasupra primului. Deci la fiecare rând trebuie să ne iasă 13 piciorușe duble de data aceasta. O să vă arăt doar trecerea. Deci în rest prindem pe partea asta exact ca și la rozetele, la semicercurile din anterioare, chiar dacă ele au fost făcute cu 9. Prinderile, de fapt, au legătură cu numărul de rânduri, nu cu numărul de piciorușe.
Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri. 7 rânduri și aici unde au fost 9 piciorușe, 7 rânduri sunt și aici. Deci modelul este exact aceeași, respectăm pașii, aceiași pași și ne prindem. Deci vom termina prima rețetă aici, în colțul ăsta de unde pornim pe a doua, apoi terminăm la următoarea îmbinare, continuăm cu a doua că avem, deci câte 3, a patra îmbinarea. 3, a patra îmbinarea, dacă ați lucrat corect, 3, a patra îmbinarea, da? Și astfel continuăm și cu următorul șir. Și am ajuns la ultimul rând, deci am făcut cele 7 rânduri cu prinderile corespunzătoare, la fel ca și la celelalte de dinainte. Vreau să vă arăt totuși o trecere. Deci am terminat, am încheiat rândul, următorul vârf e aici, de fapt vârful este unit cu semicercul celălalt. Prindem cu piciorușa alunecat, e ultima prindere. Acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. Prindem în cel de-al doilea vârf, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș și întoarcem. Da? Deci, ca de fiecare dată, unde încheiem primul rând de piciorușe duble pe partea asta, o să încheiem și al 7-lea rând, o să-l încheiem aici, da? Pentru că avem 4 prinderi. 1, 2, 3 și a 4-a ultima de aici, de unde pornim semicercul următor. Da? Cu 13 piciorușe duble. Acesta este 1, 2, 2, 3, până la 13. În rest, totul este asemănător cu primul rând de rozete, pentru că aici avem 13, deci 13, 13 cu un ochi de lanț, de fapt aici să vă arăt. Deci sunt 13 piciorușe duble, apoi 13 piciorușe duble cu un ochi de lanț, aici 13 cu 2, 13 cu 3, sunt 12 grupe de acestea câte 4 piciorușe duble, aici sunt 26 de piciorușe duble inclusiv, deci la început și la sfârșit de rând, avem câte 2, deci în total sunt 26, apoi vârfurile. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vârfuri și trecem la apoi cu ochiurile de lanț. Aici v-am spus 8 ochiuri de lanț, la cele mici am făcut 6. Dar cred că era bun tot 8 să fac. Mi se pare că am strânge, ba nu strânge, se așează bine, se așează bine. Continuăm. Deci asta este trecerea de la un semicerc la altul. Am făcut 1, mai am 12, nu, 14, deci încă 13, pardon. Mă grăbesc să-l termin. Continuăm. Și am lucrat, dragilor, de jur împrejur, de data aceasta 14 semicercuri mari. Acum sunt la 14-a, ultima, unde trebuie să facem prinderea de prima și la fel ca și dățile anterioare, ne uităm la rozeta de la semicercul de dinainte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vârfuri lăsate și în dreptul celui de-al 8-lea, la baza piciorușului dublu de aici, la ultimul, deasupra celor două piciorușe duble, da? Exact deasupra celor două, aici e prinderea. Bun, deci suntem în dreptul celui de-al 8-lea vârf cu piciorușul scurt, facem doar două piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț, atât, și această prindere este deasupra celor două piciorușe duble, exact aici, dar fac dinspre, dos spre față pentru că se așează mai bine, un ochi de lanț și încă două piciorușe duble în același loc. 1, 2, în următorul picioruș scurt, în următorul facem prindere din nou, deci două piciorușe duble, un ochi de lanț și ne uităm anterior să vedem a doua prindere, este
Între rândul cu trei ochiuri de lanț și rândul cu patru piciorușe duble. Exact la mijloc. Vedeți? Aici. Sub primul picioruș. Bun. Identificăm aici, sub primul picioruș. Uitați aici. Este. Deci de pe dos. Încercați și cum vă place faceți prinderea. E important să o faceți exact în același loc și la fel la toate printerile. 1, 2. În următorul picioruș scurt, în următorul facem prindere din nou. A treia prindere. Două piciorușe duble. Un ochi de lanț și ia să vedem. A treia prindere, deci prima, doua, a treia. Între rândul cu un ochi de lanț și rândul cu două ochiuri de lanț. Aici. Bun. Ia să vedem aici. Între rândul cu un ochi de lanț și rândul cu două. Prinderea aici. Deci trebuie să semene, trebuie să fie exact la fel. Încă un ochi de lanț și încă două piciorușe duble pe partea la care am lucrat până acum. Un picioruș scurt, a patra prindere, două piciorușe duble, un ochi de lanț, a patra prindere este la începutul, deci în capătul șirului de ochiuri de lanț, exact la baza primelor piciorușe duble, da? Să vedem. Identificăm aici, deci aici jos, da? La baza lor. Exact la începutul ochiului de lanț, aici. În următorul facem picioruș scurt, întâi încă un ochi de lanț și încă celelalte două piciorușe duble. Pardon, mă grăbeam. Două ochiuri de lanț, în următorul picioruș scurt. Următorul este vârful acesta care rămâne în interiorul arcului, da? Deci pe ăsta îl facem tot. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă 2. Și aici, deci un picioruș dublu și în vârful lui unim la început, aici, da? Exact de unde am pornit. Deci, încă un picioruș dublu aici, în al treilea ochi de lanț. Și o ultimă prindere. Deci aici avem toate ochiurile, toate piciorușele, cele 13, deci aici, exact la început. Tot de pe dos, pe față, încă un ochi de lanț de fixare și tăiem. Ia să vedem dacă se așează bine. Se așează perfect. V-am spus și repet, deși pare că el nu este uniform, vedeți că pare că se încrețește așa, nu vă fie teamă, el în momentul când o să-l fixați cu aburi și trageți, uitați ce frumos se așează, da? Și el se fixează cu aburi și o să aibă un aspect grozav la final. Deci să nu vă fie teamă de lucrul acesta. Și acum un ultim șir pe care o să-l pornesc exact de aici. Un șir care va fi la fel ca șirul numărul 2, deci 1 și 3 seamănă, 2 și 4 sunt exact la fel. Deci pe o parte de aceasta vor fi 2, da? Și tot cu 9 piciorușe duble. Cum am făcut, pornim de la un binare, facem ochiurile de lanț și repetăm exact cum am făcut la șirul numărul 2, exact așa facem și aici. Deci pornim cu ochiuri de lanț, ne prindem, nu, rămân în aer, rămân în aer, facem, nu, 6 și cu 3, 9 ochiuri de lanț, pe care ne întoarcem cu 9 piciorușe duble, da?
se repetă rândul șirul numărul 2, da? Deci avem șirul numărul 1, acesta cu semicercurile micuțe. În total, ele, dacă avem 14 mari, ne vor ieși 28 de semicercuri mici. Da? Important un aspect, numărați la fiecare, dacă aici am făcut cu 13, 13, 13, aici 12 grupe, aici 16 piciorușe duble și la final 12 vârfuri. Mie mi s-a întâmplat să nu fiu atentă și să sar și când să fac legăturile mi-am dat seama că am greșit și a trebuit să desfac chiar 3 de-astea mari, greșisem undeva. Da? Deci se repetă șirul 2. Derulați video dacă nu vă amintiți, dar n-aveți cum, că dacă ați ajuns până aici înseamnă că știți deja. Se repetă șirul numărul 2 de aici. Pornind cu culoarea, o să pornesc în continuare cu culoarea cu care am lucrat, ca să aibă continuitate, pornesc exact de aici, pentru că ne vom, va veni în continuare. Continuăm. Și am terminat, dragii mei, și ultimul șir. Am ascuns și firele în lucru. Scuzați acestea câteva secunde cu lumină de proastă calitate, dar nu am curent și am vrut să termin să vă arăt și cum fac parte de aici, de la gât. În restul videoului n-a fost problemă. Deci, deși am lucrat cu numărul 4 la toată partea de poncho, de cardigan, aici, pentru că vreau să mi se strângă un picuț o idee, să nu fie lăbărțat, o să lucrez cu o croșetă 2,5, nu știu dacă se vede. Deci, același punct pe care am lucrat și în restul, același punct de aici, vârfurile, pe acesta o să-l fac și aici, pornesc de undeva, din dreptul, deci pe margine sunt piciorușe duble, da? Și aici, piciorușe duble, piciorușe duble, piciorușe duble, peste tot. Bun, cum vom proceda? Pornesc din dreptul unui picioruș de acesta dublu, las firul mai lung pentru că o să-l ascund în lucru. Și o să pornesc un picioruș scurt. În dreptul următorului picioruș dublu, facem două piciorușe duble. Cer scuze din nou pentru lumina de proastă calitate, durează doar câteva secunde partea aceasta, eu sper să se vadă. Deci în următorul dreptului picior, în dreptul piciorușului dublu, de pe lateral așa, deci două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, dar eu am făcut croșeta mai mică pentru că vreau să strângă un picuț. În următorul, în dreptul următorului, picioruș scurt. În dreptul următorului, vârf, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble. E croșeta mai mică, de aceea mi-a scăpat. În dreptul următorului, picioruș scurt. Și așa facem de jur împrejur. Da? Și o să fie o margine frumoasă. Continuăm. Și astfel este gata. Și am terminat, dragii mei, am terminat și aici la partea de la gât. Îmi cer scuze din nou pentru calitatea imagini pentru cele câteva secunde cât v-am arătat, dar eram fără curent și am vrut să termin. A ieșit o minunăție, îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit, cum se așează. A ieșit o lucrare grozavă, sunt foarte mulțumită de rezultat. Eu sper să fi îndemnat și să fi lucrat și voi alături de mine.
După cum v-am spus, aici am lucrat cu Cotton Gold. Cred că ar fi ieșit o minunăție și cu alizere al 40 cu astfel de culori. Sigur, cu siguranță o să mai încerc încă un astfel de poncho cu culori de acestea mai vii și cu un astfel de fir. Alizere al 40 găsiți și la Elena Cheian, are și are o gamă întreagă de culori. Sper că v-a plăcut și sper să dați like, să dați share, distribuiți și pe pagina personală, dragilor, distribuiți pe grupuri, distribuiți acolo unde încercați și dacă faceți o astfel de lucrare, puneți și linkul la acest video, ca să lucreze cât mai multă lume. De ce nu? E loc pentru toată lumea. Oricine poate să facă astfel de minunății și ar fi și păcat dacă există tutorial să nu fie distribuit, ca să se bucure toată lumea. Să mă bucur și eu și să vă bucurați și voi. Ne revedem cu bine, sănătoși și voioși, pe data viitoare. La revedere!